De la mare
La fel. Ce, 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 o? Cred că ei beau aici. Imaginația lor. Așa.
mai vin culegători de flori cu recolta. Noroc anul acesta chiar au fost un pic de flori de câmp, că anul trecut n-am avut deloc. Excelent! Așa, iar cei care primesc insigna și diploma pot coborâ cu florile de câmp aici în fața scenei, că o să facem o horă a florilor de câmp. Așa, așa! Bucuros că suntem împreună după atâția ani și vreau ca această sărbătoare să continue într-un ritm dinamic, într-un ritm al bucuriei, al eleganței, al prieteniei, al fericirii. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Și cu siguranță, până spre seară, se va popula acest mal, acest deal al crucii și fiecare dintre dumneavoastră să aibă trăirea că la gura ogniței se întâmplă lucruri minunate, lucruri de un firesc, scos din parametrii, dintr-un firesc ne naștem toți. Dar am ajuns aici încât să ne bucurăm și să trăim prin această exuberanță a copiilor, prin această minune, prin acești copii care sunt continuatorii vieții noastre. Și dacă spuneam cândva că primul meu gând a fost să pun bază școlii, culturii, educației, nici acum nu mă dau înspre înapoi. Și voi continua cât am timpul și cât mi se dă timpul să fiu alături de voi copii, pentru că voi sunteți minunea noastră. Voi sunteți viitorul nostru, speranța noastră, gândurile noastre nobile și pline de bucurie. La mulți ani gura Uniței, la mulți ani copii, la mulți ani părinți, la mulți ani bunici, la mulți ani invitați. Vă stăm și suntem alături de voi. Încă o dată, la mulți ani! La mulți ani chiar le povesteam prietenilor noștri că în urmă cu 10 ani am pornit cu vreo 50-70 de participanți aici. A fost un început, să zicem, mai greu, dar de la un an la altul, iată că oamenii au aflat, vin aici să petreacă în seara zilei de 19 iulie, iar a doua zi, sigur, se petrece în parc la Adânca. Iată aici ce bucurie ați generat. Pentru prima oară un dispozitiv video booth se află aici și MC Geo este cel ce dirijează lucrurile și acolo, dar le va dirija și pe scenă la momentul pentru dedicat tineretului. Prietenii de la Nemuritorii sunt deja aici, așa cum am spus.
i-am văzut și le mulțumesc și ne știm de ani și ani. Vreau să spun că a fost poate pentru prima oară când în media a apărut Sfântul Ilie într-un inedit desăvârșit, cu flăcări, cu cal, cu copii care se plimbau de jur în jurul calului de foc, nu al calului, al carului. Iată-ne că astăzi o să avem aceeași bucurie a Sfântului Ilie, tezbiteanul, este ocrotitorul nostru al comunei Gura Ogniței, este cel care ne protejează, este cel care ne dă speranță, stabilitate și care ne dă credința că vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Încă o dată, la mulți ani și sunt alături. Mulțumim mult de tot, domnule primar, iar acum continuăm cu tinerețe. Domnul Andrei Tătaru a venit aici cu orga domniei sale. Yeah.
Pe care vă chemăm
să ne așezați pe internet. Bun venit, Sfinte Ilie! Bun venit! Și tinerii cu torțe sunt invitați pe scenă alături de Sfântul Ilie. Bine ai venit! O să rugăm să nu ne aduci astăzi sau mâine ploi, pentru că avem de petrecut. Domnule primar, ce-i spunem Sfântului? Bine ai venit, ocrutitorule, bine ai venit, Sfinte Ilie, bine ne-ai găsit, bine îți vom și ne vom ruga să ne protejezi, să te rogi pentru noi, să fim sănătoși, să avem bucurii, să avem pace, să avem belșug și încă o dată să auzim zgomotul bucuriei. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Eu zic să vă bucurați! Mulțumesc! La mulți ani, gura ogniței! La mulți ani! La mulți ani, România! La mulți ani, diaspora! La mulți ani, oameni! La mulți ani! La mulți ani tuturor și acum haideți împreună să numărăm de la 10 la 0 și să luminăm cerul. Deci, 10! Ne-ar plăcea să auzim și gălăgie în aceste momente. La mulți ani, gura ogniței! La mulți ani, priet! Și să mai spunem că de 10 ani am aceeași echipă de artificieri, de piroși, cei care reușesc să ne încânte privirile și le mulțumim din suflet. Și pe pământ și în cer, din câte vedem cu toții. Vă place?